Bun găsit, bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Radar TV, aici la Roman TV, în fiecare joi, începând cu ora 20. Ei bine, doamnelor și domnilor, începem cu ultimele informații privind această pandemie de COVID-19. N-am făcut acest obicei la care sper să renunțăm cât mai repede, dar trebuie să vă spunem, să vă reamintim, dacă cumva ați uitat de azi de la prânz, că în județul Neamț, în ultimele 24 de ore, s-au înregistrat 4 noi cazuri de infectare. 4 noi infectări cu SARS-CoV-2, foarte puține cazuri. Un caz am avut luni, tot așa la 24 de ore. Incidența este de 0,14 în Roman, 10 cazuri în ultimele 2 săptămâni. De fapt, în județul Neamț, în momentul ăsta, nu avem decât localități în scenariu verde, adică cu incidență sub 1, ceea ce este foarte bine. Ei bine, acum haideți să vedem despre ce ne-am propus să discutăm în această seară. Zic eu că e un subiect de maxim interes, pentru că sunt convins că fiecare dintre noastre la un moment dat, un moment al vieții noastre, v-ați confruntat cu astfel de problemă, nu musai că ați trăit-o pe viu, dar ați cunoscut copii cu dizabilități, fie că i-ați avut colegi ai copiilor dumneavoastră, fie că aveți astfel de copii, fie că aveți rude care au astfel de copii. Copiii cu dizabilități în România, din păcate, nu au o viață foarte bună, iar părinților sunt nevoiți să investească masiv, cei care sunt cu dare de mână și permit acest lucru, să investească masiv pentru a-i aduce pe linia de plutire. Dar lucrurile sunt mult mai complicate și mă uitam că de asta mi-a și venit ideea să discutăm despre acest subiect, deși cu invitatul în această seară discutasem la un moment dat că va veni și vremea când vom pălăvrăgi și vom analiza această situație a copiilor cu dizabilități din România, pentru că el cunoaște foarte bine multe lucruri și o să vedeți chiar că le știe, însă mi-am amintit de acest subiect după ce am văzut în urmă cu câteva zile o știre care a apărut în presa centrală. Este vorba de știrea care anunță că o tânără de 29 de ani este primul angajat cu sindrom Down din Ministerul Muncii. Ei bine, să știți că în alte state civilizate, astfel de știri sunt absolut normale, adică sunt la ordinea zilei. Iată că în România, abia în 2021, s-a ajuns la acest episod de a angaja, de a încerca de a reintegra în societate copiii cu dizabilități. Avem primul astfel de caz abia acum, foarte târziu din punctul meu de vedere, pentru că să știți că, așa cum spuneam și la începutul emisiunii, într-adevăr, acești copii care în niciun caz nu și-au dorit să se nască astfel, sunt discriminați în continuare în România. Și mă uitam pe o statistică la nivelul țării noastre, avem 30.000 de copii care suferă de autism. Deloc puțin, se mai adaugă alte câteva zeci de mii care suferă de alte afecțiuni. Ei bine, despre aceste lucruri, despre modul în care încearcă părinții să-i scoată la liman pe acești puști, despre cum se comportă statul cu ei, vom discuta cu invitatul în această seară. Este vorba de domnul Cristian Ungureanu. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am regăsit, oricând cu plăcere la dumneavoastră. În seara asta, în calitate de președinte al Fundației Univers Plus, o fundație înființată în anul 2006, cum spuneați înainte de a intra în emisiune, da. O fundație care luptă pentru apărarea drepturilor copiilor cu dizabilități, în special a copiilor cu autism. Da. Sigur, acum revenind la introducerea dumneavoastră, trebuie făcut o remarcă. Mai mult, abia acum vorbim serios. Până în emisiunile anterioare am pălăvrăgit pe teme politice, politico-economice și sociale. Abia acum intrăm într-o dezbatere cu adevărat serioasă. Spuneați foarte bine, problematica persoanelor cu dizabilități și nu doar a copiilor este o chestiune aparent extraordinară în spațiu public, lansată astăzi de toți actorii politici, dar ea face parte din nefericire sau poate din fericire din viața noastră cotidiană. O persoană din 60 este diagnosticată cu o tulburare din spectrul autismului. Ca statistică generală în România, cred că peste 6% din populație are o dizabilitate înregistrată oficial la organele statului. Aproximativ 6% din populația României are o dizabilitate. Dumneavoastră spuneați de copiii care s-au născut cu dizabilități.
să nu uităm că există probabilitatea și nu mică să capeți o dizabilitate pe parcursul vieții, datorită unei afecțiuni somatice sau datorită unor accidente care poate să apară. Adică lucrurile sunt extrem de complicate, persoanele cu dizabilități sunt oameni dintre noi, absolut, sunt o pondere extrem de importantă din peisajul demografic, nu doar al României, ci al întregului mapamont. Cu atât mai mult societatea are datoria, în primul rând, să se îngrijească de recuperarea acestor persoane și, în al doilea rând, să se îngrijească de incluziunea socială a acestora, deoarece noi nu mizăm doar pe măsuri compensatorii, ci pe măsuri care să potențeze la maxim abilitățile pe care le au aceste persoane. Termenul de dizabilitate deja este un eufemism născut în ideea de a masca vechea formulare de handicap, care încă este remanentă în legislația din România și mulți dintre funcționarii publici îl mai folosesc. Înțeleg că pe actele oficiale n-ai cum să scrii altfel, dar în comunicarea verbală naturală ar trebui evitat, pentru că este un fapt, este o formulare peorativă. Acum, ca să fim și mai corecți politic, însă și termenul de dizabilitate are o mică, formă peorativă. Pentru că în orice persoană care a căpătat sau a fost născută cu o dizabilitate, are niște abilități. Noi trebuie să ne axăm pe partea bună, pe jumătatea plină a paharului. Nu pe partea mai puțin prezentă, pe resursele de care au fost privați. Bine spuneați, nimeni nu dorește să ajungă într-o situație de genul acesta, lucrurile se întâmplă, acești tineri, copii sau adulți fac parte din viața noastră. Sunt copiii noștri, sunt frații noștri, sunt părinții noștri. Cu siguranță toți vom ajunge la un moment dat la un nivel de dependență față de sistemul public, de servicii sociale, de servicii medicale și cel mai sigur vom ajunge dependenți de rețeaua socială în care trăim noi. Pentru că toți suntem și funcționăm într-o rețea socială. Lucrurile astea mai puțin se cunosc în România și mai puțin au fost cultivate de către autorități. Eu, ce să vă spun, mie personal îmi place ce se întâmplă în ultima vreme la nivelul politicilor publice. Toți politicienii se afișează cu persoane cu dizabilități, se discută despre Planul Național pentru Autism, se angajează persoane cu dizabilități în instituțiile publice, dar până acum a fost un termen prohibit. De imagine, din punctul meu de vedere. Exact, a fost și este, din nefericire, încă un cal de bătaie pentru a câștiga ceva imagine. Își fac imagine, din păcate, pe seama acestei categorii defavorizate, pentru că este o categorie defavorizată. Așa este. Bun, nu este rău că se întâmplă ceea ce se întâmplă. Este chiar foarte bine. Numai că trebuie să urmărim ca lucrurile să capete concretență, adică să capete consistență. De la declarații și intenții și până când actul administrativ capătă o finalitate concretă, e o distanță destul de lungă și cu mulți pași care trebuie parcurși. Da. Știm cu toții câte scăpări și derapaje a avut în spațiu public diverse personalități politice din România referitor la persoanele cu autism. N-are rost să-i mai enumerăm, că ar trebui să-i discriminăm. Știm foarte bine, dar unii fac și glume, unii jignesc. Exact, fără să știe ce implică această afecțiune. Apropo de a ști ce implică această afecțiune, știu că noastră ați avut o astfel de experiență, cunoașteți foarte bine. Am un copil care este diagnosticat cu autism de la vârsta de 2 ani, acum are 17 ani, este bine și ca mine sunt foarte mulți în țara aceasta. Bun, dar pentru a ajunge la acest stadiu, noastră ați investit foarte mult, nu numai financiar, ci și foarte mult din timpul noastră. Mare parte din viața pe care a trăit-o în ultimii 17 ani a fost dedicată fiului noastră care a avut această problemă și iată că este ameliorată, bine ameliorată. Însă mă gândeam că nu asta ne-am propus să discutăm USAI. Vreau, am făcut această mențiune să înțeleagă telespectatorii că dumneavoastră vorbiți în cunoștință de cauză. Știți foarte bine despre ce este vorba. Și mă gândeam nu e vorba de mine ca persoană, ci de o întreagă categorie de părinți cu copii cu dizabilități și în special la cei cu autism, pentru că dacă la alte dizabilități cu o componentă medicală somatică mai pregnantă
urmată. Sau mai bine identificată în plan medical, există soluții în ce privește autismul? Soluțiile sunt mai puțin evidente, cel puțin pentru autoritățile din România. Adică recuperarea se face aproape exclusiv prin mijloace psihologice. Ori costurile acestei terapii psihologice este suportat, costul este suportat aproape exclusiv de părinți. Deci un părinte care nu are un statut financiar puternic, nu are nicio șansă să-și ajute propriul deci copil. Deci statul, de fapt, nu se implică în recuperarea acestor copii, dar vom ajunge și la această chestiune. Vreau să vă întreb altceva. Pentru că eu am auzit, discutăm, fie ziarist, mai auzi unele altele, mai persoane care s-au confruntat cu astfel de probleme. Să știți că România, în primul rând, în momentul ăsta, este, cred că, destul de greu de diagnosticat un copil sau este diagnosticat foarte târziu. Din nefericire, da, aveți dreptate, dar nu pentru că n-ar exista mijloacele științifice necesare. Există metode de diagnostic încă de la vârsta de 6 luni. Există metode de diagnostic inclusiv medical de la vârsta de 2 ani de zile. Ori problema rezidă în faptul că primul val în medicina de familie nu este instruit. Chiar dacă screeningul pe evaluarea în autism la copii și la sugari este decontat de Casa Națională de Asigurări. Noi acum 5 ani de zile chiar am avut un program de mediatizare a acestui serviciu medical decontat de Casa Națională de Asigurări către medicii de familie. Nu știu ce succes a avut el, însă văd că în ultima perioadă e o explozie de cazuri. Poate datorită diagnosticării mai eficace la vârste mai mici, poate datorită faptului că incidența a crescut în mod natural. Deci medicii de familie ar trebui să fie primii trebuie, care să se sesizeze că ceva trebuie. Este în regulă. Asta înseamnă că un medic de familie ar trebui să urmărească fiecare nou născut fiecare în parte. Copil sau cei din medicina școlară sau cei de la neonatologie chiar sau cei din pediatrie, ei sunt primul val. Deci ei constată, exact. După care... Poate să vadă că există niște steaguri roșii, li se spune, da? Niște marcări. Niște puncte care indică exact. Că ceva s-ar putea să fie ei, și atunci ar trebui direcționată familia să se ducă la o evaluare profesională, pentru că există aceste mijloace în unde, momentul de unde se face această evaluare, domnul Ungurean? La cabinetele psihologice autorizate, dar din nefericire asta, cel intrăm, mai intrăm în zona pe sprijinul statului. Cât de implicat este statul în a sprijini aceste persoane? La nivel declarativ total și vedem că această implicare crește, cel puțin la nivel declarativ astăzi, dar la nivel real sprijinul este extrem de redus, pentru că, haideți, trecem peste faza cu diagnosticarea, trecem peste trauma părinților. Ferească Dumnezeu, corect. Cu toate că acolo e cel mai sensibil punct. Dacă părinții reușesc să întărești în momentul primirii diagnosticului, ei reușesc să intre mai repede pe făgașul noilor responsabilități. Noi, ca indivizi, n-am fost... când vine un copil, nu vine cu instrucțiuni de folosire, dar când vine un copil cu dizabilități, cu atât mai puțin sursele de informare sunt mai rare fiate. Și ești mai puțin pregătit pentru asta. Da, nici e nu clar. Se discută despre sprijinul psihologic al părinților, despre sprijinul chiar financiar în faza inițială, pentru că un ajutor financiar către o familie cu un copil cu autism furnizat la vârsta de un an, 2 ani, valorează cât de 10 ori suma respectivă furnizată la 5-6 ani. Deoarece autismul are niște caracteristici distincte față de alte afecțiuni. Ce poți recupera la un an, nu mai poți la 3. Ce poți recupera la 3, nu mai poți recupera la 4. Deci această terapie trebuie începută cât mai repede. Cât mai repede, e contra cronometru și este o terapie foarte costisitoare. Pentru că ea nu există, nu este furnizată de instituțiile publice sau, mă rog, există niște capete de pod puse tot datorită activității civice a noastră, a părinților, a organizațiilor de părinți, a federațiilor naționale și internaționale. Dar numărul de ore furnizate de aceste servicii publice e insignifiant. Adică în ecuația recuperării, ca și cum ai da paracetamol la canceroși. Ori, repet, responsabilitatea principală pică pe umerii familiei, a părinților, a aparținătorilor, a acelei rețele sociale de care vă spuneam eu la început
Și eu nu trăiesc speranța că rețeaua asta, rețelele sociale construite în jurul copiilor, tinerilor și adulților cu autism vor fi din ce în ce mai consistente și din ce în ce mai eficiente. Pentru că de ce apar tot felul de inițiative private în plan civic sau un plan profesional? Pentru că serviciile publice nu există. Dacă ar exista servicii publice reale, am căutat cu toții să suplimentăm financiar acele servicii publice pentru recuperarea copiilor cu autism. Ori ele nu există. Și atunci este necesar să finanțăm serviciile publice din privat. Astăzi există o dezbatere la nivelul guvernului, chiar există un grup de lucru cu activitate intensă în ultima perioadă vis-a-vis de decontarea terapiilor psihologice pentru copiii cu autism prin serviciile conexe aferente medicilor psihiatri. Ele existau și până acum, suma a crescut foarte mult, se încearcă o reglementare mai exactă acestor tipuri de servicii psihologice, dar e departe de adevăr, pentru că există o condiționalitate extrem de greu de îndeplinit. În afară de centrele universitare sau orașele mari unde există medici psihiatri în contract cu casa, în județele fără o activitate academică, decontarea asta e ipotetică, dacă nu chiar fictivă. De ce? Nu se poate face, pentru că nu există acei medici psihiatri care să aibă subcontractați psihologi care prestează terapia ca atare. Nu există acei medici psihiatri. Această terapie psihologică este prestată de cei care sunt specializați. Este exact. Oameni care știu despre ce este vorba, nu sunt. Nu, este nu o terapie de medici. Medicii sunt doar o interfață între finanțarea. Cei care urmăresc, probabil, bine, din punct de vedere financiar, ei sunt prinși pe linia este corect să se urmărească și din punct de vedere medical evoluția unui copil sau unei persoane cu autism. Dar asta nu trebuie să interfereze cu recuperarea psihologică, trebuie să fie în paralel. Deci dacă ești și în provincie, e și mai rău de tine. Păi poate nu dacă e, n-ai nicio șansă să ajungi la acele finanțări publice. Noi în județul Neamț am avut un singur medic care avea cabinet privat, acum s-a pensionat, s-a retras, nu mai există. Un medic la, cred, la 600 de copii cu autism diagnosticați astăzi la DGASPC. Și câți vor mai fi nediagnosticați? Păi, din nefericire sunt încă foarte mulți cu diagnostice greșit puse sau deloc diagnosticați. Exista la un moment dat o discuție acum câțiva ani că, sau cel puțin cred că există și acum varianta tratamentului medicamentos. Există, el este adjuvant sau cum să vă spun, este dopingul de care are nevoie ca o terapie psihologică să aibă succes. Pentru că apare elementul acela de hiperkinetism. Se îmbină. Ele se îmbină, sigur că da, nu se exclud. Ele trebuie să concure la recuperarea persoanei cu autism. Ce înseamnă ca și timp recuperarea unui... Indiferent ce metodă terapeutică abordează un părinte sau un specialist în recuperarea unui copil cu autism, în primii ani de intervenție ar trebui să fie 8 ore pe zi, de luni până luni. Eu spuneam când copilul meu era mic și în jurul fundației gravitau mai mulți copii așa între 3 și 10 ani, spunea copiii ăștia sunt armată. Ei aveau viața ca zonă și viața civilă. Viața ca zonă era acele 8-10 ore pe zi în care nu ieșeau din camera de terapie. Terapeuții se schimbă, copilul rămâne acolo. Eu încerc să transmit informația asta ca să înțeleagă și copiii tipici, și părinții de copii tipici, și tinerii, și adulții, cam ce eforturi se fac pentru recuperarea acestor copii cu autism. Și deci 8 ore sunt doar copiilor și a tinerilor. 8 ore în fiecare zi, de luni până luni. Iar terapeuții intră în ture, 2 terapeuți și 4 ore și 4 ore, nu? Bănuiesc, mă gândesc. În fiecare oră ar trebui să se schimbe, dar având în vedere puținătatea resurselor umane, adică numărul extrem de restrâns a terapeuților, ei fac 2 ore, ar trebui în fiecare oră să se schimbe terapeutul. Deci într-o zi 4 terapeuți da. Vorbesc, stau cu... Fac niște activități recuperatorii, nu vorbesc, stau. Până ajunge să vorbește, pas lung, E ideal să ai și instrumentul comunicării verbale la îndemână. 90% din cazuri nu-l ai. Sau îl obții după câțiva ani de muncă. Câțiva, poate să însemne 2, poate să însemne 10, poate să însemne niciodată. Deci depinde de foarte mulți factori. Da, pentru că autismul are diverse paliere de gravitate. Și atunci, în funcție de evaluarea inițială,
se merge într-un anumit ritm, se folosesc anumiți item, anumite metode de intervenție. Ideal și, cum să vă spun, ca eficiență maximă este să înceapă cât mai, la o vârstă cât mai fragedă, într-o formă cât mai intensivă. Pentru că atunci se pun bazele, atunci se creează resursele de lucru, atunci pentru când acești copii vor deveni tineri și adulți. Dacă pierzi fereastra aia extrem de îngustă, potențialul de recuperare socială a viitorului adult cu autism scade foarte mult. Scade spre zero, probabil. Spre zero nu, niciodată nu e totul pierdut. Adică mai există o șansă. Oricum. Da, întotdeauna există ceva de recuperat, fără discuții, dar cu niște costuri enorme și cu niște rezultate minime. Dezideratul nostru a părinților și cred că și a societății în general sau a specialiștilor este ca acești copii, acești tineri să devină independenți. Ei în momentul de față sunt beneficiari al sistemului public de asistență socială. Ori noi ne dorim ca ei să fie contributori. Așa cum în toate țările din lumea asta, persoanele cu autism asupra cărora s-a intervenit la timp și profesionist, ei sunt independenți, lucrează, plătesc taxe și impozite și din cheltuitori al banului public devin contributori la bugetele publice. Asta se întâmplă în străinătate, noi încercăm să implementăm sistemul lor, sistemul occidental. Da, e adevărat, suntem cu 50 de ani în urmă, s-au făcut pași accelerați în ultimele decenii, dar eu permanent dau exemplu Olandei. În Olanda, unde ce se întâmplă astăzi în România, în Olanda se întâmpla cu 50-60 de ani și există o statistică clară. Impozitul pe salarii provenit din munca persoanelor cu autism se cifrează în jurul cifrei de 1 miliard de euro. În Olanda, în momentul ăsta. Da, în Olanda, da. Deci ceea ce produc... Impozitul pe salariu provenit din munca persoanelor cu autism. E 1 miliard de euro. 40% din angajații de la Philips sunt persoane cu autism. Pe ar trebui să dea de gândit și celor care... Eu permanent dau aceste exemple care par SF pentru noi. Spui asta unui părinte din România care a primit acum diagnosticul, zici, mă, să nu visăm frumos. Dar eu visez frumos și cred că e posibil și în România. Dacă politicienii și cred că politicienii în mare parte vor, dar frâna cea mai mare e în administrativ. Eu am o permanentă luptă cu cei din sistemul de asistență publică, asistență socială publică. Pentru că acolo, cum să vă spun, 60% din bugetele de funcționare ale localităților, le mai sunt bani, care... sunt bani care merg pe asistență socială. Ori aia e o gaură neagră extraordinară. De ce? Eu de aia nu sunt plăcut în sistemul administrativ, pentru că le spun, mă, furați cu 10 mâini. Mai abitir decât la drumuri și poduri. Probabil o să mai îmi fac acum o serie de prieteni în urma acestui interviu. Foarte bine, lăsați că... Dar asta e realitatea. Să aveți mai mulți. Asta este realitatea. Dacă banii s-ar cheltui judicios, s-ar face lucruri ca în Olanda și în România. Păi, a spus noastră la un moment dat că statul, în momentul în care nu intervine și dacă nu se intervine la timp, acești copii... în cazul celor care sunt descoperiți cu această afecțiune mai târziu înseamnă un efort mai mare și din punct de vedere financiar din partea statului, mă gândesc de ce reprezentanții statului nu iau măsuri să intervină atunci când trebuie intervenit, pentru că dacă intervii înainte ca boala să se acutizeze, lucrurile sunt cu totul altfel și înseamnă și o economie, unul la mână și mai economie. Și ceea ce spuneați dumneavoastră, faptul că l-ai recuperat pe acel copil, l-ai redat societății, muncește, produce și plătește și taxe și impozite. Eu am făcut un calcul financiar din punctul ăsta de vedere. Adică cu o alocare de circa 500-600 de euro pe lună real în terapia persoanelor cu autism, s-ar scuti în următorii 50 de ani, cred că peste 100 de miliarde de lei. 100 de miliarde de lei. Cui pasă? Este un calcul făcut de mine, de noi, în cadrul Federației Naționale de Părinți cu Copii cu Autism. Păi ar trebui să le cam pese, pentru că spuneați de ce nu vor. Vă spune de ce nu vor. Bugetele sunt oarecum limitate ca sumă și atunci șeful unității administrative teritoriale îi spune, descurcă-te cu banii ăștia. Ori crescând ponderea ajutoarelor sociale sau serviciilor reale, scade procentul de bani care trebuie să-i folosească conducătorii acestor servicii sociale pentru sinecuri, pentru lucrări aiurea, pentru... Tăiem de acolo ca să dăm exact. Partea cealaltă. Și atunci obstrucționăm cât mai mult accesul populației la sprijinul real și la ajutorul financiar care trebuie dat, n-ai cum să nu îl dai, dacă legea îl prevede, ca să avem noi mai mulți bani
în partea cealaltă să jonglăm în tot felul de cheltuieli oneroase. Am văzut în ultima perioadă și vă întreb ca idee, foarte multe dosare pe, la Tribunalul Neamț în special, Consiliul Județean Neamț, dat în judecată de diverse persoane, am văzut și părinți acolo și obiectul fiind în zona asta. Neîncadrarea corectă. Da, legea e destul de ciudată și aplicarea nu este unitară la nivel național. Și noi, la începutul activității, am dat în judecată Comisia de Încadrare în grad de dizabilitate, Consiliul Județean, bineînțeles că am câștigat toate intervențiile respective. Acum le mai rezolvăm din telefon, să spunem așa. Dar nu e normal, ar trebui din contra instituțiile să facă un pas în față și să fie conștiente. Există o suspiciune, presupunând că e o forțare a diagnosticului. Haideți să intervenim acum pentru 2 ani, că dacă nu se confirmă autismul la vârsta de 3-4 ani, îl scoatem din serviciu. Program. Din program, da. Bun, dar e o cheltuială atât de mare pentru stat, pentru un astfel de copil? Așa o văd a noștri diriguitori a instituțiilor. Consideră că efortul financiar este foarte mare. Și nefiind un diagnostic clar, refuză să acorde acest ajutor. El este foarte clar. Sau caută chichiții. Hai să lungim boala, că dacă o fi să dăm bani... Noi nu avem servicii instanța publice, nu putem angaja rude, prieteni și cu metri acolo. Ca atare, de ce să dăm noi banii ăștia la o familie care să contracteze servicii în privat? Punem tot felul de bețe în roate. Știți cum e aici? Dacă nu fac eu, să nu facă nimeni. Eu o văd așa, ca o formă de prostie, de-a dreptul de prostie și de orgolii aberante din partea acestor conducători. Da, vorbim despre niște drepturi garantate de lege care nu sunt respectate? În momentul în care familia a terminat cu încadrare, nu are cum să ne fie respectate. Dar până acolo sunt multe piedici care se pun. Și chiar după obținerea acelui certificat, da, vine o indemnizație, așa zisă, de handicap. Acela, de fapt, este salariul însoțitorului personal al copilului cu autism. Pentru că cineva trebuie să stea tot timpul. Copilul în sine nu primește nimic. El primește doar alocație dublă. Da, e obligatoriu acel asistent. Deci alocația personal, dublă pe care o primește orice copil. Atât, este singurul venit care îl primește, singurul sprijin care îl dă statul în recuperarea copilului cu autism. Indemnizația însoțitorului, pentru că cineva trebuie să stea cu el. Sigur, pentru că copilul ăla nu este autonom sub nicio formă, are nevoie de însoțitor. În fiecare secundă, 24 din 24, în fiecare secundă din viața sa. Deci asta și cel mai adesea, acel însoțitor devine unul dintre părinți. Și asta este sprijinul financiar pe care l-a acordat statul? Copilul nu primește nimic, ci doar asistentul personal. Da. Și să înțeleg că sunt cazuri când statul, reprezentanții statului, refuză să acorde și aceste drepturi, acea indemnizație însoțitorului pe motiv da, că... Da, pentru că nu le prind în bugete, sunt foarte multe primării care... Cum să spun, întârzie sau se fac, nu le mai dau. Nu mai spunem de sporurile de concediu, de sporurile de vechime și restul de drepturi care ar trebui să le aibă. Ele și așa sunt la un minimorum sau nici măcar la minim, sub un minim de decență. Este sub un minim de decență acea sumă. Și acea sumă este restricționată. Dar au fost situații când... Sunt frecvent când primările nu le acordă. Da, exact, când nu le acordă, dar când nu acordă nici indemnizația. M-a sunat cineva din Pângăraț, dacă nu mă înșel, acum câteva luni și era disperat pentru că era însoțitorul unei astfel de persoane. Zice, domnule, n-am primit indemnizația de vreo 3-4 luni și am primit promisiuni că o să vină banii, trebuie să vină banii de la Consiliul Județean. De unde e asigurată finanțarea sau care e traseul banii? E bugetul de stat? Da? Nu, banii respectivi vin direct de la bugetul de stat. La primării, prin cont al primărilor. Prin direcțiile DGFPS-urile, direcțiile de finanțe publice. Exact. Și DGFPS-urile. Dar trebuie să le prinzi tu în buget prima dată. Și aceste drepturi, ele sunt drepturi salariale. În ultimă instanță, trebuie plătite prioritar în fața oricărei alte cheltuieli. Să spunem că direcția de finanțe nu ți-a virat banii respectivi. Cauți soluții și vii cu banii în altă parte. Sau echilibrarea bugetelor locale n-a fost făcută de Consiliul Județean la timp. Da? Indiferent ce s-ar întâmpla, persoana cu dizabilități ar trebui să fie ultima care să sufere de circuitul banilor. Da? Deci... ar trebui plătite aceste drepturi prioritar în fața oricărei cheltuieli. Așa cum salariile angajaților unei primării se dau cu prioritate, la fel, banii asistenților personali trebuie plătiți cu prioritate. Chiar în fața salariilor
angajaților primării. Pentru că aceste persoane sunt într-o situație extrem de defavorizantă, extrem de vulnerabilă. Pentru mulți dintre ei înseamnă însăși banii de subsistență, de pe o zi pe altă. Ați făcut și puțină politică și bănuiala mea a fost la vremea respectivă, administrație, bănuiala mea a fost la vremea respectivă că v-ați implicat special pentru a rezolva cumva și parte din aceste probleme. Am declarat, n-am făcut copiilor cu dizabilități. La vremea respectivă, în 2016, să uzez în politică de termenul de dizabilitate era sinucidere curată. Nimeni nu înțelegea. Cred că și acum puțină lume înțelege care sunt implicațiile sociale și financiare. Dar nu dădea bine. Pentru că e un domeniu cu legislație extrem de stufoasă, cu un aparat administrativ extrem de stufos, asupra căruia trebuie să spun că nu e funcțional. Din prima ei pierdu ca electorat pe aceea. Ori eu asta am făcut în 2016. Am spus, domnule, ar trebui ca cineva să folosească termenul de dizabilitate și recuperarea persoanelor cu autism și în politică. Tot am așteptat să apară un mesia pe care să-l sprijin. N-a apărut. Și atunci am zis, nu, trebuie să o fac eu. V-ați implicat, ați cunoscut sistemul din interior, că v-ați interesat inclusiv de activitatea celor de la DGASP, DGASPC, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul Neamț, care direcție are un buget, cred că mai mare, de peste 50% din bugetul total al județului Neamț. Mă înșel? Acolo pe undeva? Raportat la bugetele de funcționare, da. Cam pe acolo. Raportat la bugetele de funcționare. Cum l-ați văzut? Cum ați simțit că funcționează? Cât de aplicate sunt normele de funcționare pe problemele copiilor, acestor copii? Sau și cât de implicați sunt angajații de acolo? Sunt deschiși la... Ca în orice instituție, există două categorii. De cei care trag și balastru. Cum le spun eu? Ei, cei care trag din nefericire și care sunt de un profesionalism excepțional, sunt din ce în ce mai puțin procentual. Din nefericire, adică în loc să se rarefieze numărul sinecurilor, din contra, ele se îndesesc. Adică noi angajăm. Dar nu vezi, la cei... Doamne, oameni care ar trebui nu să la aibă nivelul profesioniștilor care să presteze efectiv. Exact. Dar angajăm oameni care în mod normal, pe schemă, sunt pentru a face... față și a rezolva problemelor acestor persoane, însă aceste persoane care sunt angajate nu sunt pregătite pentru a face exact, ceea ce ar trebui să facă. Recuperările nu doar pentru copiii cu autism, pentru toți copiii cu dizabilități, normal. Sau către toate persoanele cu dizabilități. Sunt niște domenii extrem de specializate. Absolut, nu poți să pui pe oricine. Ori tu ca politruc pus în vârful unei instituții, n-ai de unde să cunoști, n-ai cum să-l controlezi. N-ai de unde să știi, n-ai cum să controlezi și ca atare n-ai cum să dișnuiești. Și până, au ajuns până și aici? Da. Deci nu, să înțeleg că sunt atât de nenorociți unii cât nu dau două parale pe soarta acestor copii și sunt în stare să facă astfel de jocuri mărșave? Ca în toate domeniile de activitate, din nefericire. Eu de asta încerc să spun public din ce în ce mai des. Terminați cu investițiile aberante, terminați cu sinecurile și haideți să angajăm profesioniști, pentru că țara asta are o resursă umană extraordinară. Îi avem profesioniști? Da, sunt profesioniști, avem pentru oameni? Că corpul profesioniștilor a fost format în privat, datorită tot aportului părinților de copii cu autism. Tot noi am plătit și terapii, și pregătirile lor, trainingurile lor în țară și în străinătate. Da, iată o știre, domnule Ungureanu, nu este nouă. Statul ar trebui măcar acum, în al 16-lea ceas, să asume măcar rolul de finanțator, dacă nu să fie inițiatorul acelor servicii publice. Statul să se preocupe de formarea specialiștilor proprii. Statul prin instituțiile... Bine, că ajunge și la momentul în care copiii, acești copii merg la școală și ar trebui să beneficieze tot conform legii de niște condiții speciale. Un însățitor, exact. Dacă nu și-l discutăm imediat, însă da. Nu știu dacă ați văzut această știre, nu e nouă, însă cred eu că ar trebui să dea de gândit și celor de la Neamț și numai celor de la Neamț. Este vorba de o informație care sună așa, Bolojan fiind vorba de președintele Consiliului Județean de la Bihor, extinde politica de externalizare către ONG-uri a centrelor pentru copii și adulții cu handicap. Au mai multe empatie și cheltuieli mai mici decât DGASPC. Sigur. Asta ce înseamnă? Deci la propunerea președintelui Ilie Bolojan, aleșii bihorenilor au adoptat o hotărâre conform căreia Consiliul Județean va continua externalizarea serviciilor sociale gestionate de DGASPC către asociații și fundații, ba chiar la o scară mai mare decât în prezent. Asta ce ar însemna? Nu mai gestionezi tu stat
care gestionează prost această problemă, nu mai beneficiezi de aceste fonduri, externalizăm serviciile și lăsăm ONG-urile care sunt conduse de oameni care știu ce înseamnă, cum sunteți noastră, cum sunt alți colegi ai noastre cu alte fundații. Sigur, și există un nivel de acreditare public din punctul de vedere. Deci asta ar fi o soluție de rezolvarea problemelor? E o discuție destul de înspicată aici. Externalizarea serviciilor sociale a început, cred că, acum vreo 12 ani. A început și s-a terminat în Alba, acolo unde s-a implicat Biserica Ortodoxă, cred, prin episcopia locală. În Alba, 90% din serviciile sociale sunt externalizate. Deci ASPC-ul are doar rol de îndrumare și control. Și din acei 2000 de angajați, atâta sunt în județul Neamț, 2000 de angajați. Au lăsat purcoiul ăla, mă scuzați. Au rămas 150. Să scap din mână. Da, vă dați seama, atâtea resurse. Ei, acolo a început și acolo s-a terminat povestea externalizării serviciilor publice. Și ce merge atât? Serviciilor sociale. Merge atât de rău? N-au mai reușit cam nicăieri în țară să contracteze în privat. Niciun prestator privat n-a reușit să contracteze un serviciu public. Se pare că acolo la Bihor se reîncepe acest proces. Reluată ideea. Da, tocmai pentru eficientizarea cheltuirii banului public. Dacă pentru un serviciu prestat real la stat se cheltuie 10 lei, în privat e undeva sub 5 lei. Și atunci el este prestat la un nivel vorbim de excelență. Vorbim de fond, domnul Urean. Vorbim de bani. Vorbim de bani care sunt de bani. Banul jefuit, banul public jefuit de cei care îl gestionează. Banii lux ajung acolo unde trebuie să ajungă și numai în domeniul ăsta. Vorbim de servicii sociale. Și sănătate, cam aceeași proporție. Sănătate, cam aceeași proporție. Hai să ne uităm, servicii sociale de contate de CASE la prestatorul privat de servicii medicale, cum reușește să înflorească, să se dezvolte, să se doteze un spital privat și exact aceiași bani veniți, dacă nu și mai mulți, într-un spital public, cum el decade din ce în ce mai tare. Da, avem un exemplu, dacă nu, sunt zeci, avem sute zeci, de exemple. Avem un exemplu care ar trebui să, cum să zic eu, să ne trezească pe toți, în fond și la urma urmei. Nu mă refer la ceea ce se întâmplă acum la Neamț, la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, acolo unde în curtea spitalului este ridicat un ATI modular de o fundație. Deci au reușit în câteva luni, după nenorocirea aia din noiembrie, da, exact, când ars ATI-ul cu tot, cu câțiva pacienți, cu peste 10 pacienți, nu știu câte, 10 au fost, 14 în total, parcă 14 victime. Dumnezeu să ierte. Dumnezeu să ierte. Oamenii, reprezentanții statului, n-au reușit să facă absolut nimic, dar și-a venit o fundație care a gestionat problema și a reușit să ridice într-un timp atât de scurt. Iată, e un exemplu că, de fapt, privatul poate fi mult mai implicat decât omul de la stat în a gestiona resursele și a face o treabă bună. Pentru că România, știți că în ultimii 30 de ani un singur spital de stat a fost construit. Unul singur. Iar cei de la Fălticeni, cred, nu? Fălticeniu, da. Da. Care nici nu e finalizat, dacă nu mă înșel, nu e terminat. Parcă am văzut o știre că n-ar fi terminat. Sunt despre spitale publice în România care fac excelență. Dar nu din sunt nefericire sunt floricele pe aici, pe acolo, pe un câmp cu buruieni. Nu sunt multe. La fel și în domeniul serviciilor sociale. Sunt județe în care, în ciuda puținătății resurselor, se fac recuperări reale, banii reușesc să fie cheltuiți cu eficiență maximă. Nu e cazul în județul Neamț. Bun, dar sunt județe unde implicarea administrativului și a politicului și-a spus cuvântul. În problema asta... Exact. Chiar în București există finanțări publice pentru prestatorii privați din partea autorităților locale. Aceia finanțează mai puțin echipe de fotbal, finanțează servicii de recuperare pentru copiii cu autism. Deci lucrurile nu sunt posibil de pus în practică atunci când există voință, când există o minimă decență. Adică haideți să încercăm să împingem căruța asta socială mai din spate. Da? Deci noi, ca societate, ca și comunitate, evoluăm cu viteza celui mai încet membru din cadrul societății. Hai să încercăm să creștem viteza de înaintare a celor mai defavorizați, prioritar.
Niciodată statul român nu a fost implicat și nu a acordat o atenție deosebită. Nu vreau să mă gândesc la ce s-a întâmplat înainte de 1989. Știți foarte bine și noastră, știm cu toții, ne amintim. Era o nenorocire. Acele imagini, acele lagăre pentru copii, unde erau internați copii cu dizabilități, imagini care au făcut în jurul lumii, ne-am făcut de tot râsul la vremea respectivă. Nu știu dacă acum există așa ceva, dacă mai avem astfel de centre, mă refer la copii. Mai sunt în țară centre pentru persoane cu dizabilități. În județul Neam stă bine referitor la dotarea materială și logistică, dar mai sunt centre care nu îndeplinesc nici cerințele minime ale legislației naționale, dar mete ale celei europene. Și exact aici, vedeți, mi-ați ridicat-o fără să vreți o minge la fileu. Noi trebuie să scădem numărul populației din aceste centre rezidențiale pentru adulții cu dizabilități. Și asta nu putem face decât prin recuperarea la vârste precoce. Dacă ajungi la 20 de ani și n-ai un pronostic de recuperare socială ca persoana respectivă să devină independentă, peste 20 de ani foarte greu. Și atunci ei vor ajunge captivi într-un sistem public de asistență socială. Ceea ce înseamnă costuri pentru enorme stat. Pentru că de autism nu se moare. O persoană cu autism moare tot la 80 de ani, cât e speranța de viață în România. El devine captiv acolo, calitatea vieții sale este extrem de redusă, costurile sociale sunt extrem de mari, în schimb, pe fiecare persoană adultă cu dizabilități sunt doi angajați. Aici e beneficiu. Care sunt masă de manevră politică? Deci ideea este, investește 10 lei acum, îl poți recupera decât să investești 500 de lei sau 600 de lei pentru că n-ai făcut-o la timp mai potrivit. Mai puneți 20 euro. Nu, zicem ca idee, da. Chiar mai mult. Deci raportul este e mult mai mare. Pun, dați niște lucruri, iată, logice aș putea spune. E clar că dacă nu ai făcut ceva pentru a recupera un copil când trebuie să-l recuperezi, poți ajunge în situația asta, că nu mai poți să faci absolut nimic, situație în care trebuie să fie internat, da? Internat într-un astfel de centru. Cum spunea și noastră, vorbim de câteva zeci de ani. Asta înseamnă niște costuri imense pentru statul român. Da. Și aici e o discuție destul de înspicată, pentru că ei n-ar trebui să fie izolați social. Acești adulți, ok, n-au avut șansa sau n-au avut potențialul remanent de recuperare, da? N-au avut potențial de recuperare. Ajung în acele centre, dar ele n-ar trebui să fie niște enclave izolate de societate. Ar trebui să fie niște case familiare în mijlocul comunităților. Se întâmplă astăzi procesul ăsta în România, chiar și în județul Neamț. Așa este. Tot o afacere pentru unii, ca o paranteză. Ok, este o afacere pentru unii, da. Să sperăm că ulterior gestionarea acestor case de tip familiar va fi una eficientă și că nivelul calității vieții acelor locatari să crească sensibil. Absolut. Pentru că o comunitate, acea rețea socială de care vă spuneam eu, 100 de persoane dintr-o localitate, poate îngloba ușor 5 persoane cu dizabilități care au un suport minim din partea statului. Foarte ușor îi poate îngloba și poate angrena în diverse activități. Când se poate spune că un copil cu autism în care a urmat această procedură, timp de ani, nu? Că a spus noastră că nu se știe exact. Poate să fie un an, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 7 ani. Toată viața? Contează foarte mult gravitatea. Exact. Cunoașteți cazuri de copii care au fost recuperați? Sunt. În România? Că în străinătate a spus că sunt în Olanda, e exemplu, e guvern în acest sens. Dar care în momentul ăsta lucrează în afară de domnișoara de la guvern. Sunt care lucrează, care muncesc. Sunt cu certitudine. Inclusiv în județul Neamț? Inclusiv în județul Neamț. Și sunt și adulți cu autism care vin dintr-o eră anterioară, din era comunistă, care au fost diagnosticați târziu și urmând o formă de recuperare, mă rog, aveau o formă ușoară de autism, da? Urmând o terapie specifică, au reușit să-și găsească un rol în societate. Deci altfel erau pierduți pentru societate. Da, mă uitam acum la un concurs recent organizat de cei de la DGSPC Neamț, în GDPR-ul ăsta, GDPR, cum îi se mai spune, protecția datelor cu caracter personal, nu ne mai permite, mi se pare o tâmpenie și cred că legea aici se forțează. Mai ales dacă ai acordul persoanei, dar deci chiar și cu acordul persoanei GDPR-ul nu poate fi încălcat.
să știți. Da, dar a face public în numele cuiva care a participat la un concurs nu cred că înseamnă că ai încălcat GDPR-ul. Mai ales vorbim de un concurs într-o funcție publică. E bine, prevederile adică, acestui GDPR sunt pentru a masca, vedeți, e o diversiune pentru a masca ineficiența serviciilor publice. Statul este apărat. E o diversiune. Exact. Și mă uitam că, într-adevăr, periodic se organizează concursuri la DGASPC, asistent social, grad profesional debutant, iată Centrul Național de Asistență Persoanelor Aflate în Dificultate Roman. Mecanism de 2000 de angajați. Inspectorul de specialitate, foarte mulți oameni. 2000 de angajați și ceea ce spuneați dumneavoastră... Cu tot cu asistenții maternale, adică acele persoane care au copii orfani în plasament. Dacă s-ar proceda altfel, adică statul ar fi mult mai atent, s-ar putea ca peste 10-15 ani să nu mai avem 2000 de persoane angrenate în acest sistem și poate mult mai puține. Dar eu cred că, cel puțin din ce am văzut în ultimii ani, nu cred că este un interes atât de mare, mai degrabă la nivel declarativ, pentru că oamenii aleargă după imagine, sunt politicienii, la ei mă refer, și cred că unii s-au gândit că, bă, cred că ar fi cazul și aici să ne facem cumva loc, pentru că sunt niște voturi de smurs. Greșesc? Da, și de partea cealaltă, e 6% din populație. Deci e cu dus și întors. Eu făceam un calcul prin 2016 la o dezbatere cu niște politicieni și le-am zis, dumneata, ești ales deputat cu un număr de voturi mai mic decât numărul persoanelor cu dizabilități din județul Neamț. Da, așa e. Mai mic chiar cu mult. Da, interesant. Spuneți-vă, rog frumos, pot fi evaluate aceste costuri de dar recuperare? Ele sunt evaluate. Ce ar însemna? De unde? Costul recuperării unui copil cu dizabilități în sistem public este cam de 3 ori mai mare decât costul recuperării acelui copil în cadrul familiei. Nu că dacă pot, ele sunt și se fac. Ce se fac aceste analize cost-beneficiu, bineînțeles. De 3 ori mai mari sunt dacă un copil cu dizabilități stă în familie decât dacă ar sta într-un centru public. Pentru că există centre publice pentru copii cu dizabilități, ori familiile refuză să aibă grijă de ei, ori nu pot, ori sunt orfani, ori apar diverse situații în care părinții sunt decăzuți din drepturi. Terapia psihologică ce înseamnă ca și efort financiar? Eu cunosc pe cineva, nu pe dumneavoastră, cunosc pe cineva care a fost într-o situație de genul ăsta și a reușit într-adevăr să rezolve problema copilului pe care și-l cunosc și spunea, Daniele, am avut câțiva ani de groază. Ceea ce câștigam și eu și soția investeam în aceste ședințe. Ședințe de recuperare. De recuperare. Lucrurile simple, adică trebuie să vedeți ofertele de la centrele care furnizează servicii private. Noi la fundație nu mai avem servicii în sensul ăsta de vreo 6 ani de zile. Toate serviciile sunt externalizate. Noi ajutăm doar familiile să-și capete acel plus de resurse financiare pentru plata în privat a recuperării. O terapie structurată corect efectuată e în jur de 1200-1500 de euro pe lună. Timp de 2-3 ani de zile, depinde de cât e nevoie. Ușor, ușor, ea descrește cantitativ. 1200-1500. Da. Dacă e să facem la cel 8 ore pe zi. Vorbim de o sumă totuși consistentă pentru foarte mulți oameni. Vă spuneam la începutul emisiunii, da, deci familiile care nu au un potențial financiar robust, nu pot susține aceste costuri. Și bun, dacă statul nu vine în sprijinul lor? Ar putea să vină conform noilor prevederi. Dacă se alocă în subprogramul pe sănătate decontat prin medici psihiatri 200 de milioane de lei, ar putea o bună parte din copiii cu autism din România să beneficieze de decontarea acestor servicii. Doar că interfața aia, strunga aia îngustă, medici psihiatri privați în contract cu casă, care nu există fizic. Ori noi ne luptăm acum prin intermediul federației să ștrapăm, să sărim această verigă a medicilor psihiatri și serviciile de recuperare pentru autism să fie decontate direct psihologilor sau ONG-urilor de profil. Săriți medicul psihiatru. Exact. În acest lanț. S-ar putea face relativ simplu lucrul ăsta dacă ar exista voință politică. Ați făcut un calcul ce ar însemna ca efort, de exemplu, la nivelul județului Neamț, efort financiar, ca să facem o comparație cu alte cheltuieli? Păi 60 ori 1000 de euro, 60.000 de euro pe lună.
60.000 de euro pe lună. Dacă toți ar putea beneficia, dar nu există numărul suficient de terapeuți să presteze la nivel profesional. Bun, și ce face această sumă? Ceilalți care vor să facă terapie, să-și ducă puște la terapie și n-aunde? Caută soluții în alte județe? În alte județe, în alte țări? Și în alte țări există această posibilitate? Sau își privează, presupunând că au resursele financiare, își privează proprii copii de această șansă. Asta e crudul adevăr care trebuie spus verde în față. Da, domnule, oamenii ăia chiar să aibă bani, n-au la cine să apeleze. Pentru că nu s-au preocupat nimeni de pregătirea acestui corp profesional. Tot noi părinții am plătit training-ul și formarea specialiștilor la nivel național, la nivel mondial. Iată ce a putut să facă zona privată, ca să spun așa, oamenii exact. Implicați față de stat, statul indiferent, din statul român indiferent. Dar, din păcate, nu numai cu această categorie este statul indiferent, statul român, ci și cu alte categorii defavorizate din România. Calculul e simplu, deci o terapie e făcut de mine de mult și de părinți în general. Deci o terapie recuperatorie pentru un copil cu autism, sperând într-o, să zic așa, o formă de gravitate medie, e între 100-120.000 de euro. 100-120.000 de euro? Da. Terapia integral. 4-5 ani de zile. 4-5 ani. Atâta costă. Da, și stau și mă întreb oare câte familii din România și pe dicătate. Cam 20% din cât se decontează pentru persoană cu HIV-SIDA, prin medicamente și alte compensații. 20% foarte puțin, înseamnă, da. În comparație cu cei da. Care... Da, e o discuție, ar trebui să fie o discuție mai amplă, cred că o discuție care ar trebui să fie purtată și pe alte paliere, știu eu. Nu știu, dumneavoastră, ca reprezentant sau a fundației pe care o dețineți, și am înțeles că există o fundație la nivel național. O federație a părinților. Ați avut întâlniri cu reprezentanții? Inclusiv eu am fost la multe din aceste grupuri de dialog. Știu despre ce este vorba, am propoziție. Cum știu, dar din nefericire ajungi până la punctul la care încep să înțeleagă, după care se schimbă. Eu cred că e și o strategie. De ce se schimbă persoanele. Se rulează, chiar dacă culoarea politică nu se schimbă, se schimbă persoana. În momentul când ajunge la un numitor comun, se schimbă persoana cu care discutați și negociați. Da, și când se face un calcul simplu, cum v-am făcut eu, ok, trebuie să alocăm 200 de milioane de euro pentru, da, de unde luăm, de unde tăiem... Se schimbă. Mai bine mai schimbăm un secretar de stat, mai schimbăm un ministru. Credeți că sunt întâmplătoare aceste schimbări? Bineînțeles, e strategie politică. Strategie politică pentru a nu aloca sumele necesare. Dar este păcat. Dar mai devreme sau mai târziu, lucrurile o să se întâmple. Acum suntem la pasul în care să reușim să decontăm banii prin casa de asigurări. Ori serviciile trebuiesc decontate, ori prin acea externalizare a serviciilor sociale prestate de GSPC-uri, ori direct printr-un program alocat direct prestatorilor privați, la care se pot înscrie și prestatorii publici. Dacă ai specialiști pe domeniul autismului, n-ai decât să aplici pentru finanțarea publică respectivă, că ea n-ar trebui să fie restrictivă. Da, corect. Le-ați explicat reprezentantilor satului ce se întâmplă în timp, faptul că bugetul pierde mult mai mult decât faptul că nu investesc acum în rezolvarea acestor probleme, înseamnă o pierdere pe termen lung colosală. Sigur, cu cifre, cu date, cu calcule corecte și concret. Au alte priorități. Unii înțeleg, alții vor, alții nu. Depinde. Pași s-au făcut, hai să nu fim cârcotași. Însă într-un ritm extrem, extrem de lent și cu rezultate concrete, comensurabile la nivelul populației, insesizabile. Eu văd, au venit niște părinți noi în Federația Națională, în FEDRA, așa se numește, a părinților de copii cu autism, au venit niște persoane noi care au copii acum de 2-3 ani. Oameni cu poziții politice pregnante și pe dreapta și pe stânga eșichierului politic și sunt atât de vehemenți, nu le vine să creadă. Deci lor nu le vine să creadă, sunt atât de vehemenți și noi folosim oportunitățile astea în sensul în care, ok, dacă reușești să fii convingător în interiorul partidului tău, ești deputat, ai o poziție acolo, hai să o faci acum. Asta este drumul de urmat. Un proiect de lege. Pot fi făcute foarte multe lucruri. Eu nu trăiesc speranța ca aceste discuții să fie live, să fie în direct. Pentru că am pățit cât am fost consilier județean
în fostul Consiliu Județean eram 4 persoane care aveam rude de grad 1 copii cu autism. Păi nu s-a reușit să se facă mare lucru, adică nimic din ceea ce am propus eu, pentru că nu eram de partea de eșchelul politic potrivit. Și am zis, domnule, nu pot să cred așa ceva. Ei, lucrurile astea s-au întâmplat în Județul Neamț. Se întâmplă și la nivel național. Cineva ar trebui să le mediatizeze live în momentul respectiv. Acum știu cum ar trebui să fac lucrurile. Atunci n-am știut. Am sperat în buna credință partenerilor de dialog politic. Orea n-a fost. Da, știți cum e, omul prin natura lui este egoist și se gândește numai la el. Eu am o vorbă, nu cred că este vorba mea, cred că doar când ești într-o astfel de situație înțelegi cu adevărat ce înseamnă și cât de greu este. Așa este ușor să vorbești, vai, uite ce problemă are cu tare, are X, are Y și așa mai departe. Ce empatic sunt eu de petușă. Da, dar de fapt nu e empatia aia. Empatia lipsește, din păcate. Da, credeți că... în următorii ani veți găsi înțelegere la reprezentanții statului să fie rezolvată? Sperați că până la urmă se va ajunge la vă așezați la masă? Da, domne, măcar haide să negociem și să acoperiți de la masa dialogului. 70% din cheltuieli, 80%, 60-50%. Da. Pași s-au făcut, au crescut leu cu leu, procent cu procent, au crescut indemnizațiile. Drepturile existente astăzi în legislația națională sunt din ce în ce mai des puse în practică, pentru că ele, chiar dacă erau trecute, nu erau respectate. Și decontarea efectivă va exista, pentru că apare presiunea și din partea profesioniștilor. Și ei simt o frustrare în a lua bani de la părinți în condițiile în care statul ar trebui să subvenționeze acele servicii, da? Scrie în Constituție, scrie în legislație primară, scrie în legislație secundară, scrie în legislație internațională, da? În Carta Drepturilor Omului. Adică mor cu legea mână. Ei, începe să se simte din ce în ce mai prezentă presiunea din partea profesioniștilor, care sunt un pic mai detașați emoțional, care sunt mai eficienți, care reușesc să controleze mai bine aceste instrumente de manipulare, de neuroprogramare lingvistică și, credeți-mă, în ultimii ani am reușit să coalizăm cu ei și să fim mai eficienți în lupta asta noastră cu politicul. Chiar zilele acestea se pune bazele unui centru de terapie în Piatra Neamț. Este vorba de Centrul Mifne România. Nu știu dacă am dreptul să-l anunț. Cum să nu anunțați? Da, este o terapie pe care eu am accesat-o pentru copilul meu în urmă cu 16 ani în Israel. Am pregătit niște specialiști acolo în Israel, am avut niște conferințe internaționale aici în România cu specialiști din Israel. Specialiștii au preluat frâiele și au ajuns la un nivel de pregătire de excelență. Foarte avansat, am înțeles, nu? Da, adică au clienți în Piatra Neamț, 90% din clienți sunt din Europa și nu din România. Nu înțeles. Implementează sistemul ăsta Mifne, nu? Da, metoda Mifne și în momentul ăsta, cred că anul ăsta va deveni oficial Centrul Mifne România. Pentru că formarea nu neapărat pe metoda Mifne, ci pe celelalte metode cognitiviste sau comportamentaliste. O pregătire reală a unui specialist se face între în jurul perioadei 5-10 ani. Și asta cadrul unui training supervizat academic. La noi nu există în România niciun program de pregătire universitară sau post-universitară pentru terapia copilului cu autism. Sperăm tot în cadrul acestui proces de implementare a metodei Mifne să existe un curs post-universitar. Adică mai sunt multe, foarte multe lucruri de făcut. Mă uitam că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, mă uitam la o știre de pe Digi24, nu știam, iată, în Uniunea Europeană avem 100 de milioane de persoane cu dizabilități. E o greșeală sau... Nu e nicio greșeală. Deci e un editorial... De același procent în România cum e și în... Drepturile persoanelor cu dizabilități, strategia europeană implementare românească. Recent, Comisia Europeană a adoptat strategia privind drepturile persoanelor cu handicap 2021-2030, dorând să analizeze rezultatele precedentei strategii și să vadă ce măsuri sunt necesare pentru cele 100 de milioane de persoane cu dizabilități pe teritoriul Uniunii Europene. Apropo, Uniunea Europeană se implică, poate să sprijine într-un fel să... Păi noi sperăm ca prin nou PNRR să apară și măsuri de sprijin pentru persoanele cu dizabilități, pentru că pandemia asta a lovit cel mai crâncen fix în cei mai defavorizați
membri ai societății, acești copii și adulți cu dizabilități. Ei au fost privați și de serviciile private și de serviciile publice, acolo unde ele există. Dar există în PNRR-ul ăsta... Păi sperăm să se introducă o componentă și din punctul acolo? Acesta de vedere. Nu prea se înscrie în Green Deal, nu prea, dar eu am credința că o să apară o componentă de finanțare și europeană. Depinde de înțelepciunea guvernanților, că acum se negociază punctele care pot fi finanțate, direcțiile de finanțare. Cred că mai degrabă acolo ar putea să fie o șansă și mai multă înțelegere decât aici. Sunt niște exponenți plecați tot din rândul nostru a societății civile, cum e Mădălina Toza, care acum a fost președinte la ANPDCA, acum e consilier de stat și care încearcă să introducă conceptul de finanțare prin fonduri europene direct a serviciilor sociale. Nu să ne facem că facem, cum s-au finanțat prin diverse canale de finanțare, post-druri, fursecuri, flyere și petreceri. Da, o groază de bani care ar fi putut să fie folosiți exact. Cu totul și cu totul post-druri, alte scopuri. Post-druri, din punctul meu de vedere, a fost un eșec. Da, un mare eșec, într-adevăr, cu banii aruncați pe fereastră fără doar și poate. Da, mă gândeam, știți cum e, există vorba aia că nu am inventat noi roata, da? Cred că n-ar fi dificil să ne uităm în curtea altora, să se uite cei care au pixul mână și decizia, decidenții, ne uităm în curțile altora, să vedem ce au făcut ei și să încercăm să implementăm aici după... Lucrurile simple, achiusul comunitar spune clar. Asistența socială și medicală a cetățenilor revine exclusiv statelor. Nu sunt competențe partajate, e competență exclusivă a membrilor. Acum e doar o portiță, nu avem alte soluții decât să finanțăm din fonduri naționale. Acum există o portiță cu PNRR-ul ăsta, tot datorită pandemiei. Eu zic că asta e partea bună a pandemiei. Ce-i sfătuiți? Sunt niște oportunități. Ce-i sfătuiți pe părinții care află că se confruntă cu astfel de situație? Păi, prima dată să ia contact cu cei care au copii mai mari, în al doilea rând să își caute resursele interioare și financiare, să înceapă cât mai repede terapia. E ușor de spus, greu de făcut. Pe mine mă sună fiecare săptămână doi noi părinți din județul Neamț să vă ceară sprijinul. Eu nu sunt singur. Noi suntem o organizație de părinți care au copii cu autism. Noi ne autofinanțăm sau din micile sponsorizări care le putem obține din mediul privat. Marea majoritate își strâng fonduri din formularele 230. Fiecare familie are contul său și strânge bani acolo. Deci fiecare... Și caută soluții pentru exact, a rezolva problema. Soluțiile sunt, însă noi trebuie să creăm și să eficientizăm acea rețea socială de care vă spuneam eu. Pentru că fără acea rețea socială nu pot funcționa nici în faza inițială, da, de cheltuială financiară enormă, nici ulterior. Da, e greu, din păcate nu mai avem timp, dar cred că o să ne revedem și o să continuăm această discuție, zic eu, de real interes, pentru că trebuie ca situația copiilor cu dizabilități și nu numai a copiilor, a persoanelor cu handicap din această țară să îmbunătățească, iar statul ar trebui să facă ceea ce trebuie să facă, să gestioneze fondurile în așa fel încât să ajungă la toată lumea și, știu eu, să încerce să rezolve problemele celor loviți de soartă. Iar cum ați ridicat noastră problema în sensul că, domnule, investește acum pentru că vei câștiga mai mult în viitor reușind să vindeci un copil, să-l redai societății. Ca el să devină independent, exact. E un lucru... Eu nu vreau să-i vindec de autism. Pe niciunii, pentru că autismul are o latură extrem de frumoasă. Probabil e o discuție pentru altă emisiune. Să-l integrezi exact, în societate. Să-l recuperezi în așa fel încât el să devină independent, autonom. Așa cum se întâmplă în foarte multe țări. Adică nu trebuie să inventăm roata, exact cum a spus, trebuie să ne uităm în curtea celorlalți. Hai să facem și noi. Dacă ar trebui să inventăm, n-ar fi mai greu. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă doresc putere de muncă în continuare, că aveți de voie. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, să rămâneți în continuare alături de noi. La revedere, o seară bună, numai bine!